Abbiamo un GPS? Deschid lucrări reședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Pașcani, arătând că aceasta este legal constituită. Din totalul de 19 consilieri locali sunt prezenți 18. La ședința Consiliului Local participă primarul municipiului Pașcani, domnul Dumitru Pantazi, viceprimarul municipiului Pașcani, doamna Gabriela Nedelcu, reprezentanții direcțiilor și serviciilor din aparatul de specialitate al primarului și mass media. Dau cuvântul președintele de ședință. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Prin dispoziția numărul 391, din data de 14.02.2019, primarul municipiului Pașcani dispune convocarea Consiliului Local al municipiului Pașcani, ședință extraordinară, în data de 18.02.2019, ora 10, în sala de ședință a Consiliului Local al municipiului Pașcani, cu următoarea ordine de zi. E vorba de 6 proiecte pe ordine de zi, plus un proiect suplimentar. Toată lumea a primit ordinea de zi, deci proiectele respective, dacă sunt discuții pe marginea proiectelor, dacă nu, cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă, abțineri, unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Cu numărul 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică cu strigare a terenurilor disponibile, proprietate publică a municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, strada Ceferistelor, numărul 4, municipiul Pașcani, județul Iași. Proiect de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog, domnul Marius Pintilie. Bună ziua! Dacă tot scoatem la licitație acele terenuri din piață, din vale, întrebarea mea este stadiul proiectului cu piața din vale, care este? Deci este ajuns proiectul, bună asta vom discuta indicatorii. Da? Deci ați dumneavoastră la licitație. Aceasta am primit proiectul. Și în contract, în viitoarele contracte de închiriere, este trecut clauza că în cazul de amenajare, da? Sistematizare, da? Am înțeles? Bine. Mulțumesc. La revedere. Mulțumesc, domnul președinte. Da, eu consider și chiar voiam să rog pe inițiator să, nu știu dacă mai au rost altfel de proiecte, astfel de proiecte să mai vină pe ordinea de zi, ținând cont că încărcăm și aparatul de specialitate cu astfel de proiecte, timp pierdut, noi la fel, și zic să mergem pe altfel de principiu. Lăsăm principiile legii 219 privind concesiunea și care reglementează concesiunea terenul respectiv în domeniul public și privat și să trecem direct la cum mi-a spus și domnul președinte al Comisiei de Urbanism, că deci nu avem nicio problemă. Întâi, și nu văd rostul de ce trebuie să mergem la o licitație, când poți să mergi oriunde vrei, să ocupi un spațiu, un centimetru, 2 centimetri pătrați, după aia aștept să vină primarul să facă contract, că așa, de fapt nu spune legea așa, dar nu contează, încălcăm orice principiu al legii, da? Și nu, plătim dacă plătim și v-am zis, astfel de proiecte din punctul meu de nouă. Mergi, ocupi spațiu, nu știu, te bați cu respectivul, dacă sunt doi, deci nu se face o licitație, eventual ei la bătaie, care câștigă, ocupă spațiu, vine primarul, ți-a făcut contractul și am închis subiectul. Asta e simplu, deci nu... Da, dacă mai sunt discuții... Domnul președinte, am spus niciodată în calitate de președinte a Comisiei de Urbanism că n-ar trebui făcut licitație. Da, haideți să fim corecți, asta e legea. În continuare, aceste proiecte și-au loc, și-au rostul, să scot la licitație, așa cum spun la lege. Nu știu, când nu ne-au aflat domnul Lariu, că nu vreau eu să le scoatem la licitație. Au fost niște conferințe de presă în care dumneavoastră, prin faptul că erați lângă cineva care încerca să ne ducă că legea nu e lege, da? Și nu a spus nimic. Asta înseamnă că legirați, deci sunteți de acord, nu poți fi, în momentul când ești de acord cu ceva, da, intervii sau... Domnul Lariu, vorbiți cu domnului la concret. Este dreptul fiecărui... Vorba de niște licitații publice, da?
Pentru unii este licitație publică, pentru unii nu. Acum trebuie să modificăm cumva legea. Facem. Vorbiți, domnule, concret. Consilierul local au dreptul la o anumit zonă. Deci pot ocupa și fraierii nu. Fraierii merg la licitații, aia care au anumit statut, iau unii vor. Și am închis subiectul. Dacă nu mai sunt discuții pe seama proiectului, supunem votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu numărul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 89 din 31-5-2018, privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 70 din 14-4-2009, privind înființarea Clubului Sportiv de Drept Public, Club Sportiv Municipal Pașcani. Dacă sunt discuții pe seama acestui proiect, domnul Mareș Pintilie. Am văzut intenția domnului primar de a realiza la baza sportivă CSM un bazin din not cu scop didactic. Țin să-l felice din punctul nostru de vedere pentru această inițiativă. Am spus și noi că și în campanie electorală, probabil că ambele partide au avut un program electoral cu astfel de idei. Este foarte bine că s-a început. Nu contează cine a spus-o primul, contează dacă se va realiza sau nu. Pe de altă parte, noi avem totuși un punct de vedere diferit față de propunerea făcută de domnul primar, în sensul că considerăm că locația nu e chiar cea mai bună acolo. Noi ne-am fi dorit ca acest bazin să fie făcut pe suprafața actualului ștrand, cumva regândite dimensiunile acolo. Bineînțeles că asta este o treabă care trebuie să o facă arhitecții, cei care se pricep. Noi spunem doar o idee, un punct de vedere, da? Exact. Probabil că în cap, nu în cap, nu știu ce să vă zic. Noi exprimăm un punct de vedere. Dacă dumneavoastră considerați că este bun, vă rog să-l luați în considerare. Dacă nu, asta este. Pentru că se împart cumva lucrurile. Și o să avem un bazin de vară acolo, un bazin de iarnă în partea aia. Ce am văzut eu ca modele în străinătate este că aceste bazine și de interior și de exterior sunt cumva într-un complex. Da? Au anumite facilități acolo și mă refer la intrare, vestiare, parcare, eventuale saune sau spa-uri, ca să zic așa, cumva la comun, după care cel care beneficiază, care vine acolo, alege să vină la interior, să vină la exterior în funcție de vreme sau în funcție de plăcerea fiecăruia. Acesta este un punct de vedere pe care am vrut ca să vi-l comunic, să știți ce gândim noi, dacă vă ajută cumva sau nu. Bineînțeles că vom vota cu două mâini pentru acest proiect, pentru că este foarte benefic pentru Pașcani și va fi un mare câștig pentru comunitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul primar, îmi pare rău când ați fost aici. Ați fost felicitat pentru inițiativa proiectului 2 de către domnul Mareș Pintilie. Cred că mâine e ceva deosebit. De către toată lumea. Da. Succes, domnul primar! Suntem felicitat de toată lumea pentru inițiativa. Avem niște observații, domnul... Nu, aici nu, v-am spus la erau pregătite, dar au fost la... s-au dat, domnul primar. Alea, domnul primar, care le-ați pregătit dumneavoastră, s-au dat. A citat că un laborator vine, l-am lucrat. Păi da, nu uita, domnul primar, că la primul, la doi. Voi spune, un laborator vine. Pasă rapid, din băie mă. Să continuăm ședința. Spune votului proiectul de hotărâre numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi. Cu numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului din proprietatea publică a municipiului Pașcani și aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani, având numărul cadastral 2264. Inițiatorul proiectului, primarul municipiului Pașcani. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Atunci și proiectul 3. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului
local numărul 144/29/2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în municipiul Pașcani. Inițiator, primarul municipiului Pașcani. Dacă sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Unanimitate. Cu numărul 5. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului pentru școli al României și a contractelor, acorduri cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul municipiului Pașcani. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Îmi cer scuze că am ieșit și am discutat la telefon. Am discutat la telefon cu Consiliul Județean și la APIA vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, motiv pentru care propun amânarea lui și o să revin cu el în ședința ordinară din luna februarie, pentru că sunt încă multe neclarități în ceea ce privește derularea acestui program. Vreau să fac o singură precizare. Faptul că aveți acest proiect pe masa dumneavoastră a consilierilor locali, nu pentru că vrem noi să scăpăm de acest program, ci pentru că ne cere legea conform unei hotărâri de guvern care a fost publicată în monitor oficial de data de 8 februarie. Deci Consiliul Local, în conformitate cu această prevedere, trebuie să-și asume sau să nu-și asume derularea programului și procedurii de achiziție. Da. Cine este de acord cu amânarea proiectului? Cine e pentru? Un bădriba, cine e toată lumea? Nu stai cu la mea casă. Amânat. Numărul 6 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 14/31/2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Pașcani, inițiator primarul Municipiului Pașcani. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 2, 4, 6. 7. Da. Proiectul suplimentar, proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare pentru personalul medical de specialitate al Spitalului Principal de Urgență Pașcani în anul 2019. Profit de faptul că este domnul director general al Spitalului Municipal Pașcani, domnul doctor Pândaru, îl rog să ne spună câteva cuvinte legate de acest proiect. Pentru prima dată, după 12 ani, spitalul a ajuns într-un impas financiar pe partea de venituri. Acest impas nu este datorat nouă ca și cei care lucrează în spital. Sunt drepturi salariale care au crescut prin lege, contractul cu casa a rămas același, adică același ICM, același număr de paturi, același număr de pacienți. Există un legiuitor, spune că sporurile salariale începând cu 2019 nu pot depăși 30% din sporurile. Atunci am găsit soluția că cei care au făcut suplimentare ca să putem aduce la drepturile salariale să aprobați această hotărâre de a acorda stabilitate financiare angajaților lunar, sigur, în funcție de veniturile care o să le alcanță fie prin fericii dedicare la cerere, sau sperăm, eu sunt recesi, sau sperăm ca din aprilie, cu nouă contractul CASA, să reușim să acordăm drepturile salariale angajate. De aceea, vă rog, ne-am discutat și în conștientizare, știți că au fost discuții și în media, și cu sindicatele, și singura soluție legală în acest moment este ca la, sunt mulți angajați în această situație, care să mergem pe această idee cu suplimentul financiar, dacă sunteți de acord. Mulțumesc, domnul director. Dacă sunt discuții, domnul Bădașcă. Bună ziua.
Acest proiect bănesc că s-a născut din aceeași cauză a proastei aplicări, a proastei concepere a legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Am văzut că luna ianuarie am avut probleme în ceea ce privește implementarea acestei legi la nivelul primăriei. În luna februarie avem la spital. Aceste stimulente, deci proiectul pe fond e corect, da? Aceste stimulente cred că s-au acordat și anul trecut, se referă la acea categorie de salariați care, din cauza acestei legi, pierde, în aplicarea legii, pierde niște drepturi salariale și bănuiesc că se referă la personalul auxiliar. În 2018 știm că s-a acordat. Dacă pe fond suntem de acord, ce nu cred că e greșit în proiect și sperăm să corectăm, vedem că aceste sporuri se acordă, așa cum spune și în expunerea de motive, chiar din adresa trimisă de domnul director, se acordă din fonduri proprii, în limita bugetului aprobat pentru anul 2019. Deci, așa cum sună acum proiectul, nu reiese. Din hotărâre nu reiese acest lucru. Și o a doua problemă pe care am identificat-o, spune în adresa doamnei ministru, spune că situația în vederea acordării stimulentelor unităților sanitare cu paturi vor transmite ordonatorul principal de credite în vederea aprobării situația lunară a acestor stimulente. Da? Iar în hotărârea de Consiliul de Administrație, observăm că unor membrilor Consiliului de Administrație, din care fac parte și doi reprezentanți ai Consiliului Local, acordă acest drept, da? Persoanelor, domnului director, da? Domnul spune că se stabilește și se aprobă de către managerul Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, cu încadrarea bugetului pentru cheltuieli pentru anul 2019. Pentru corectarea acestei situații, vreau să vă dau amendamente la acest proiect de hotărâre. Și astfel, articolul 1 se spune astfel. Se aprobă acordarea de stimulente financiare din venituri proprii pentru personalul din unitățile sanitare la nivelul a două salarii minime brute pe economie, conform legislației în vigoare, în limita bugetului pe anul 2019. Deci, asta ar fi primul amendament pe care vreau de să modificăm articolul 1. Articolul 2 rămâne la fel. Articolul 3 se introduce un articol 3, situația acordării stimulentului financiare se va aproba lunar de către ordonatorul principal de credite. Articolul 4, articolul 3 devine articolul 4 și articolul, iarăși trebuie, dar trebuia să fie 4, articolul 4 devine articolul 5. În acest fel, cred că ne încadrăm pe lege, suntem acoperiți și aș vrea să mai, dacă tot profit de faptul că domnul director e aici și avem și membrii Consiliului de Administrație și domnul primar, în ultimele interviu acordat de domnul director la televiziunile locale, s-a desprins o idee cu care avea să o lămurim. Dumnealui spune că răspunde doar în fața primarului. Și a spus-o de două ori sau chiar de trei ori. Eu nu cred că... Eu așa știam, sau poate mă lămuriți dumneavoastră. Știam că managerul răspunde în fața Consiliului de Administrație și nu a primarului. Da, astea au fost spuse, vă rog să supuneți la vot aceste amendamente. Vă rog, domnul director, în adresa Ministerului Sănătății aveți dreptate, apare acea chestiune, spuneți pe aprobarea ordonatorului principal de credite, dar se referă la faptul când aceste stimulente se acordă din bugetul local. Sunt două situații diferite. Acordarea de stimulente din fonduri proprii, care este stabilită prin hotărârea de Guvernul 153-2018, care este regulamentul de acordare a sporurilor, și situația când se pot acorda din bugetul local, conform legii 153, dar nu ne încadrăm și nu ne aflăm în această situație. Bineveniți, este amendamentul în articolul 1 cu specificarea fondurilor. Și am pregătit niște amendamente. Amendamentul, articolul 1,
E ceva ce a spus și dumneavoastră, vă citesc cum e reformulat aici, se aprobă acordarea de stimulente financiare din fonduri proprii pentru personalul din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, la nivelul a două salarii minime brute pe economie, conform legislației în vigoare, în anul 2019. În limita bugetului pe anul 2019. Acordat două salarii, pe care le-ai acordat. Nu știu cum să le acordi. Dar clar, dar n-ai cum să le acordi. Dacă nu ai buget, nu se poate. Și un fel de... Ne referim la orele suplimentare care nu pot fi acoperite deocamdată din subiectul de venit. Astfel de încât, dacă ne ducem la acest prin de viitorul cu două salarii minime pe la fiecare angajat, nu știu dacă... Deci, dumneavoastră acum doreați să vă aprobăm ca aceste stimulente financiare să se plătească de către din bugetul ATO-ului? Nu, nu. Deci hotărârea Consiliului de Administrație nu este așa. Uitați-o să vedeți, că este specificat din fonduri proprii. Spunea că nu e ajuns. Din punctul meu de vedere, plata orilor suplimentare nu înseamnă stimulente. Există normă de lucru pentru continuitatea activității medicale. În sărbătorul de sărbători legale, orele se plăteau dublu, 100%, până acum. În acest moment nu mai putem plăti 100% din cauza că au crescut anvelopa salarială pentru toți angajații, iar veniturile sunt aceleași. Fiindcă dacă ne ducem ce spunem, că de două salarii vin, sigur ar fi ideal. Pentru că în sărța de două salarii vin. Dar nu, se dau la cei care pierd, nu? Care pierd? Sigur care pierd, dar normal. Toți asistenții medicali și toate infirmieri au pierdut. Au pierdut din spor. Da, au fost plătite ori. Deci eu apreciez prevăzut, că s-a plătit chiar din 30 ianuarie, a prevăzut că o să scadă salariile cu 50% cu plata lor. Și a inițiat acest proiect de hotărâri în cadrul Consiliului de Administrație. Sigur, care în jur de 100 și de infirmiere și aproape 200 de asistenți medicali. Aproape 200 de asistenți medicali. Da, doamna mai răspind de lei. N-am terminat cu amendamentul. A, n-ați terminat? Păi da. Să terminăm și doamna Pietru. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Păi da. Îmi cer scuze. Un alt amendament se introduce în preambulul hotărârii. Hotărârea de guvern numărul 153 din 2018 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă a categoriilor de personal a mărimii concrete a sporturilor pentru condiții de muncă prevăzute în anexa 2 la legea cadru numărul 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătind din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare, sănătate și asistență socială, în locul Ordinului Ministrului numărul 547 din 2010 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază. Și al treilea amendament se propune ca ultimul articol al hotărârii să fie renumerotat cu numărul 4 în loc de 3, cum s-a produs într-o eroare materială. Primul amendament care l-ați anunțat dumneavoastră este deja rezolvat prin... Nu, nu este o problemă. Nu, o să apară în preambulul hotărârii. Vă rog, domnul Marius Pintilie este înscris la cuvânt. Vă rog. Urmează domnul Sorin Olariu. Da, aș dori totuși să aduc câteva explicații. Din punctul meu de vedere este că am văzut în ultima vreme că s-a discutat despre conflictul de muncă de la spital. Și am urmărit pe televizor atât discuția care a avut loc în această sală de către domnul primar cu reprezentanții sindicatului. Am văzut și parțial emisiunea la televizor. Am înțeles că sunt niște sporuri care nu s-au dat, că sunt niște tăieri, că mai de demult nu era problema asta și astăzi suntem în această situație. Țin să aduc aminte tuturor celor care sunt interesați că cutuma în Consiliul Local este că ar trebui reprezentanți din Consiliul Local, da, să fie la toate instituțiile din subordinea Consiliului Local. Și avem la școli, avem la CSM, avem la bibliotecă, avem la Casa de Cultură, excepție face spitalul. Pentru că în momentul în care a trebuit să votăm reprezentanții Consiliului Local la Spitalul Municipal, majoritatea PSD nu a fost de acord cu nominalizarea făcută de noi. Deci, în concluzie, astăzi, grupul PNL nu are un reprezentant în Consiliul de Administrație de la Spital. Da.
De ce s-a dorit acest lucru doar la spital, făcând și o excepție? Vă dați seama că pentru noi este un mare semn de întrebare. De ce nu suntem doriți și noi acolo? Nu cred că am fi înclinat balanța, pentru că un singur vot acolo nu putea să realizeze mai nimic, dar era, din punctul nostru de vedere, un acces la informații. În sensul că știam mai bine ce se întâmplă cu spitalul, cu bune și cu rele. Pentru că foarte multe lucruri la spitalul municipal sunt bune. Au fost dintotdeauna bune. Spitalul este un model de, a fost un model de bună administrare, până de curând. Și eu cred că în continuare o să găsească soluții să fie bine administrat. Deci asta este punctul nostru de vedere. Noi nu prea știm ce se întâmplă acolo. În loc să ne luăm informații de la prima sursă, cum ne dă voie și legea, trebuie să ne uităm și noi pe televizor să vedem, domnule, cam ce a spus managerul, ce a spus liderul de sindicat. Din punctul ăsta de vedere, iarăși, nimeni nu ne-a consultat, nu ne-a întrebat. Eu înțeleg că suntem în minoritate și nu contăm noi, pentru că nu avem puterea în Consiliul Local să schimbăm ceva. Suntem mai puțin decât dumneavoastră, care aveți majoritatea. Nu e un lucru rău, așa au hotărât pășcălenii, da? Deci respect treaba asta. Dar, iarăși, accesul la informații este foarte greu pentru noi și ne doare faptul că nu avem un reprezentant acolo. Pe de altă parte, până acum, cum s-au făcut cu stimulentele în anii din urmă? Nu a fost cadrul legal pentru acordare? De ce venim astăzi? N-au fost nevoie. Nu s-au acordat stimulente? Nu a fost nevoie deocamdată. E situația asta care a discutat asta. Iar ca și membru în Consiliul de Administrație, în Consiliul de Administrație, iată că legitorul prevede să fii membru la CEA în Consiliul Local. Sunt doi reprezentanți, domnule. Juriștii trebuie să știa. Da. Nu, sunt doi reprezentanți. Eu, Unul este al primarului. Da. Care este doamna secretară. Și care este în Consiliul Local, am aprobat cu noi acolo. Au fost doi, pe care unul am încercat noi să-l propunem. Acum ne întoarcem la proiectul când a fost anul trecut și o să vedem. Bun. Deci până la urmă stimulente anul trecut s-au dat, domnule director? Pe această cauză nu s-au dat. Nu pe această cauză. La modul general, la spital s-au dat stimulente sau nu? La modul general, nu neapărat pentru cineva sau pentru o funcție, pentru un post. Dacă s-au dat stimulente la scorurile care au fost acordate pe lege, s-au încadrat în Europa salarială aprobată prin buget. Și astăzi nu aprobăm același lucru? Deci tot în anvelopa salarială, conform bugetului, în limita bugetului. Deci... Dar anul trecut nu s-au dat astfel de stimulente. Nu s-au dat astfel de stimulente. Da. Și acum se dau stimulente și au nevoie de suport legal. Au nevoie legal de aceste stimulente pentru a acoperi deficitul de fond pe care, de bani pe care nu l-au acoperit în cei 30%. Eu am întrebat ce este nou. Deci nu s-au dat, spuneți dumneavoastră, și acum au nevoie de suport legal pentru a se da aceste stimulente. Mulțumesc, am încheiat. Domnul Sorin Olariu. Da, eu am două puncte. Unul de vedere, unul mai călduț și unul mai rece. Unul mai călduț, vreau să-l felicit domnul pentru modul cum a administrat până acum spitalul și a făcut-o foarte bine. Dar acum, deci am luat partea mai răcoroasă. Dumneavoastră, la început, a spus că au crescut asta, a venit și ați ajuns în problema asta. Dar eu cred că ați mărit și cheltuielile. Și vă dau un exemplu. Doar anul trecut s-au fost angajați 10 medici, da? Și nu știu câte asistente. Chipuiți-vă că anvelopa salarială a crescut foarte, foarte mult. Dați-mi cont că salariile medici sunt foarte mari. Și de aici, încă, să zicem, o gaură care a contribuit la tăierea de zile trecute a celor asistentelor și infirmierilor. Cine a mai înțeles, iarăși, de ce nu a fost o tăiere unitară? Pentru că, eu așa știu, poate mă înșel, să mă corectați. În spital, când lucrează, și n-ar vrea să fac, scot din context zeii și Dumnezei, sau regii, pardon, scuze, acolo sunt echipe medicale. Un medic în frunte, asistent și infirmier și așa mai departe, bancardier și așa. De ce? Când e vorba de muncă, toți pentru unul și unul pentru toți, când e vorba de salarizare, numai pentru unii. Corect ar fi fost și ați fi evitat problema pe care ați avut-o zile trecute vis-a-vis cu sindicatul, dacă ați fi tăiat un procent la fiecare egal, din același spor, deci nu sporul diferit, pentru că aici a fost clar o discriminare.
Deci a fost clar o discriminare. Și faptul și altă discriminare, faptul că ați împărțit cadrul medical între Dumnezei și restul lumii. N-ar vrea să-i categorizez restul lumii, dar rămânem doar la restul lumii, da? Iarăși, n-am înțeles de ce n-ați discutat înainte cu sindicatul, pentru că pe cei din sindicat, așa este normal, pentru că acum știți dumneavoastră, dumneavoastră sunteți manager, dar nu sunteți, cum spun eu, patronul de acolo și faceți ce vreți, luați decizia și mă vreți cum vreți. Eu cred că dacă ați fi avut o discuție cu cei din sindicat și așa, nu, ați fi evitat discuțiile ulterioare care au fost astăzi cu grebe și așa mai departe. Acum, v-am zis, din punctul meu de vedere, am înțeles că au crescut asta, ați avut probleme din cauza venitului, că s-a cere sau poate chiar mai mici, dar și cheltuielile cu angajările de personal, eu zic că au fost mult mai mari, da? Pentru un manager, zic eu așa văd lucrurile. În momentul când am o previziune și văd că afacerea mea crește, îmi angajez. Dacă nu am o previziune, nu am un document în care să ne arăte, domnule, anul ăsta stagnez sau așa, nu pot să mai fac angajări. E logic. Cum să fac angajări dacă eu știu că rămân ce loc sau scad? Deci, e contrar tuturor principiilor. Asta am văzut. Domnul Mareș, Timpilie, mai are să spună ceva? Aș vrea să iau apărarea nimănui, dar consider că legea asta cu salarizarea făcută de guvernul PSD la nivel național, nu vreau să vă ofensați dumneavoastră la local aici, că nu este treaba dumneavoastră, la național s-a făcut o lege a salarizării în care mai simplu așa să pun saci în spate la primării și la spital. Foarte simplu. Adică ei, domnule, de mâini măriți, dați, faceți voi la toată lumea, dar da bani? Da bani nimica, nu, dar nu, vă descurcați voi. Am întrebat pe domnul director, acum vreo câteva luni de zile, într-o discuție referitoare la proiectele care le are la spital, acum zic, domnule, dar, de exemplu, apendicita operată la Pașcani, acum 2 ani de zile, cât costa? Și mi-a spus o sumă acolo, domnule, era cât era apendicita. Bun, acum când v-au impus să măriți salariile, casa vă dă mai mult la operația de apendicită? Păi nu. Păi și atunci de unde dai salarii? De 5 ani. Adică ei tot impun cumva, impun, domnule, să ai nu știu câți infirmieri la câte paturi, să ai, deci tot felul de sarcini și din norme, sarcini în spate, tot sarcini în spate să care și primăriile și spitalele, dar când e vorba să dea bani, ei să facă, nu, domnule, știți, n-avem, vă descurcați voi, mai vedeți voi cum faceți. De-aia am vrut să spun, ca o declarație politică, conform 215, pot să o fac în Consiliul Local. Nu e corectă. Legea asta a salarizării nu este corectă. Și ce se întâmplă acum cu bugetul pe 2019, în care în continuare o să pun saci în spate la UAT-uri, da? Adică nu le mai dă acei bani din impozitele pe venit pe care ar trebui să le aibă primăriile, dau mai puțin bani. Sau dau la fel bani, dar mai pun câteva sarcini în plus către UAT-uri, o să ne trezim probabil pe anii viitori că nu o să avem bani de investiții. Acum, vreau să spun, domnule, ce te interesează pe tine. Indiferent că sunt în opoziție aici, că sunt minoritate, vreau să văd și eu pe șosea un asfalt, un trotuar. Dacă București nu se ține de cuvânt și nu de banii care trebuia să-i dea, de unde? Așa, adică, nu-i corectă treaba, ăsta am vrut să zic, nu-i corectă treaba și poate ar trebui cineva să mai ia atitudine așa din când în când. Au fost niște primari curajoși care au ieșit, da? Poate ar trebui și alți primari, nu neapărat, nu fac referire la domnul primar acum, că nu îi dau eu lecții, dar, nu știu, la nivel național, legea nu este corectă, am încheiat. Mulțumesc. În 2008 s-au mărit salariile. Cine era la guvernare, domnul primar? Nu știu, spuneți dumneavoastră, domnul primar, că aveți dreptul. Cine era PNL-ul la guvernare? Spuneți s-au dublat salariile. Dacă e de făcut observație și de corectat legea din punct de vedere principial, legea nu este proastă. Dar nu este ierarhizată. Deci eu înțeleg să plătești medicii, dar nu pe toți, dar unisori. Deci ierarhizarea funcției de complexitate a activității fiecăruia să fie făcută, știu, 4-5 paliere, 4-5 grade. Dar numai bine și lucrul e valabil nu numai în sănătate, e valabil și la celălalt instituții bugetare. N-ar trebui totuși o descentralizare mai curajoasă, în sensul că dacă este un consiliu de administrație la spital, de exemplu, care știe ce are de făcut. Eu am încredere, consiliul de administrație știe ce are de făcut acolo. Să hotărăsc consiliul de administrație nivelul salariilor.
Deci trebuie să impună neapărat București tot timpul și sporuri și toate lucrurile care fac. Au început să o descentralizeze acum, au făcut un coș de 30% să nu se depășească. Păi, dar o descentralizare mai curajoasă în sensul, dom'le, dacă acolo este un consiliu de administrații, dă-le bani la spital și ei după aia știu cum să-l împart. Se descurce cu banii care iau. Păi, domnul, deci prin lege există 70% unde sunt salarii de bază și 30% este o componentă variabilă. Ceea ce nu se înțelege, marea majoritate a funcționarilor, că acea componentă variabilă nu înseamnă că dacă am luat în ianuarie 10.000 de lei, și în februarie sunt obligat, sau este instituția obligată să-mi asigure tot 10.000 de lei. Deci de asta sporurile se dau până la 30%. Nu peste 30%, nu 30% fix. Domnul Neamțeanu, vă rog. Bună ziua. Profit de faptul că domnul manager de la Spitalul Municipal se află în această sală și aș vrea să-l întreb punctual, să ne răspundă la o întrebare. Dacă astăzi noi avem un medic la secția de noi născuți și dacă nu avem, de ce nu avem? Vreau să răspund pe noi. Acum, cred că 2 sau 3 ani m-am întrebat în Consiliul Local dacă o comunitate are cardiolog. Un manager a adus 10 medici, este o greșeală, îmi pare rău. Mai mult decât atât. Când am făcut acest demers, eram în luna mai anului. La procedura este foarte lungă. De spitalul are 10 medici noi. Ceea ce nu cred că este managerul ăsta. Dacă nu ați crezat, este problema noastră. Spitalul are 4 medici care se ocupă de noi născuți. Nu 3. Nu 1, nu spune dumneavoastră. Mai departe, nu se poate trăia același nivel egal, fiindcă fiecare face muncă diferită. De exemplu, că atunci să tai 10% și tai portarul 10% și doctorul mai 10%, este nebunală întreagă. Fiecare angajat are rolul lui în spital. Rolul anestezistului este alte complexitate, ce la anestezie au alte sporuri date prin lege. Cei din sala de operații au altă complexitate, la fel legitor a dat spor. Fiecare după aceea sunt asistente, principale care la fel lucrează în diferite sectoare. Una e spor asistent din sala de operații, una e spor asistent la paliații, una e spor asistent la tuberculoză. Deci nu este atât de ușor de condus. Și faptul că până acum nu a fost niciun membru în Consiliul de administrație, dar spital a mers foarte bine, sigur, este o întrebare retorică, eu nu intru în politică, nu mă interesează problema asta, dar și faptul că nu am discutat cu sindicatul, deci ne-am trezit foarte târziu în această situație, când dacă era pe toată unitatea administrativ-teritorială acest scop, acum legitor a spus că pe fiecare instituție. Și atunci, eu nu pot să pentru medici. Medicul vine de acasă să facă gardă. Asistentul medical, infirmiera, fac aceste ore, se jucă continuitatea orilor care sunt contractuale. O parte depășesc acest număr de ore, trebuie plătit mai mult, o parte nu sunt plătitate. Întrebarea domnului director era dacă dumneavoastră aveți un medic specialist la noi născuți. Asta era întrebarea. Mulțumim. Da, mulțumim. Asta era. Dacă mai sunt discuții. Domnul Claudiu Cel puțin pentru mine așa seama, un tablou colorat foarte frumos. Iar acum aflăm că o simplă lege a salarizării a îngenunchiat pe tot acest sistem. Aș vrea să întreb, chiar și în lipsa, argumentând ceea ce a susținut colegii mei mai înainte, întreaga situație de la spital se datorează efectiv aceste legi a salarizării? Lipsa banilor, banii s-au terminat datorită acestei legi? Acolo scrieți bugetul la spital, scris că este mai mare în paradisul. Europa salarială, anul trecut, s-a dus la 86,6% din buget.
anul ăsta bugetul pe spital va fi mult mai mare, iar creștere salariare acolo acoperă 91% din bugetul de venituri, 91,6% sunt salarii. Dar asta nu este vina mea. Drepturilor angajaților. Iar veniturile spitalului, astea sunt deocamdată. În cazul că vor reuși în aprilie să fie o altă negociere cu casa de asigurări și să fie venituri mai mari, atunci sigur lucrurile se schimbă. Însă când o să primiți bugetul la spital, o să vedeți că a ajuns undeva la 596 de miliarde de lei. O creștere foarte mare. Acest paradis, sigur că de acest paradis s-au beneficiat toți angajații spitalului, s-au făcut investiții în spital, sunt proiecte care trebuie derulate în spital. Da, domnul Sărin Olariu, ați vrut să completați ceva. Da, o precizare. Dumneavoastră s-a putut referi de la sporuri, e sala de operațiune, dar eu am făcut referire la sporul pe duble, da? Care e cumva altceva decât sporul specific, să-l declarați, specific, deci sunt alte sporuri, da? Alea. Deci și eu v-am zis că luați unitar, trebuie să luați unitar și procentual de, la, de același spor, dacă ați umblat la duble, luați la duble la toată lumea. Nu, da, dar dacă vă aduceți aminte, la medici ați luat 25%, dar din alt spor, da? Din acel de alt gărzi, care vin de acasă. Da, asistente de unii și firmele vin din gara? Nu, asistente vin de acasă și asistente. Dar eu înșeleg. Medicul își face programul de lucru normal. Nu, hai să vă mai spun eu o chestie. Tot trageți cu medicul. Vă spun eu că asistentele, infirmierile, și chiar vreau să fac o precizare, fiind infirmierile astăzi, da? Știți pe mine că aveți un deficit de 118 sau 16 infirmieri. Alea sunt femeile, așa îmi fac cu ceva plastic, așa, formale, le închideți ca de praște. Adică le fugăresc tot spitalul ăla. Oare oamenii aia, ca să nu au și nu au dreptul, nu au, nu spun eu, sunt niște norme. Adică de ce trebuie să avem mulți medici și infirmiere, să avem două, trei, să le întindem cât putem de mult ca să... Și v-am mai spus odată un principiu. Eu am servis auto. Eu mi-aș angaja și eu 10 ingineri și eu 10, încă 10 mecanici. Dar nu pot să-mi angajez 10 ingineri pentru că atât bani am, deci atât încasez. Și nu spuneți mie că avem nevoie de medici. Poftim, de ce n-ați angajat un medic, cum a spus și colegul nostru, da? În momentul când îți faci, ai bugetul și îți faci cheltuieli, îți le faci pe cei să încasezi, pe previziunile pe care îi încasezi. Nu pe, așa că avem nevoie. Și eu am nevoie. Mai vreau și eu încă 5 ingineri, da? Dar dacă nu-mi permit, nu îi angajez. Rămân numai bun. Da. Dacă mai sunt discuții, vă rog. În contextul în care și eu am lucrat în 1 ianuarie și am fost penalizată 50%, nu particip la vot. Da. Dacă nu mai sunt discuții, să procedăm la aprobarea amendamentelor. Deci primul amendament la care au căzut de acord și domnul Bodoașcă și doamna viceprimară, am înțeles că e același. Să nu se înțeleagă că-i busele. Se aprobă acordarea de stimulente financiare din fonduri proprii, de specificare a respectivă pentru personalul din unitățile. Din cazul spitalului municipal. Fonduri proprii pentru personal din cazul spitalului municipal de urgență Pașcan, la nivelul la 2 salarii minime brute pe economie, conform legislației vigoare în anul 2019. Da. Cine este pentru amendarea cu respectiv? Împărtivă, abțineri? Al doilea amendament este locuirea Ordinului Ministrului Sănătății numărul 547 din 2010 din preambul, hotărârea de guvern numărul 153 din 2018. Cine este pentru amendamentul ăsta? Împărtivă, abțineri? Așa. Și amendamentul 3, renumerotarea ultimului articol al hotărârii cu numărul 4 în loc de 3. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul în ansamblul său. Cine este pentru proiectul respectiv? Împotrivă? Abțineri? Deci 16 voturi. Nu participă. 17. 18 suntem. Da, da. 17. Scuzați-vă. Da. Ne mai fiind alte proiecte pe ordinea de zi, declară reușit în partea. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și sper ca
spitalul să deschideți așa cum a funcționat. Așa.